cea mai fericită a vieții mele, în care mă simt împlinit, am făcut ce trebuie și nu cred eu că trebuie să vorbesc măcar astăzi de ceva ce lipsește. Nimic nu lipsește, nu lipsește nimic. Dumnezeu mi-a dat de toate, poate prea mult, până în momentul nu lipsește nimic. Și mulțumesc pe această cale că unde am ajuns și sper că să mai am energie să duc în continuare, să ajut, să sprijin, pentru că și alții m-au sprijinit pe mine. Uitați-vă acolo, în muzeu, la profesorii care i-am avut, care m-au susținut, m-au făcut, m-au dezvoltat și eu la rândul meu am făcut lucrul ăsta, pentru că ce înveți de mic, înveți pentru totdeauna și clar că am făcut și eu lucrul acesta și sper ca ceilalți care acum sunt jucători, mai încolo să facă și ei să o ducă mai departe. Dar un mesaj pentru investitori, pentru că sunt foarte multe argumente. Nu vorbim de lucrul ăsta acum. Nu, această investiție în infrastructură, cum ajută în viața de zi cu zi echipa, cei mici, să câștige un plus de performanță? Poate este timp, poate este mai eficient, că sunt toți aici împreună. Cum ați gândit necesitatea acestei clădiri, acestui hotel și cum vă ajută pe partea tehnică? Da. Dacă vrei să devii cel mai bun, cum îmi place mie să zic și scrie și în carte, în strategie, și trebuie să ai această strategie, pentru că nu cred că există alta, totdeauna trebuie să creezi ceva în care să încerci să devii cel mai bun. Primul lucru care trebuie să-l faci, să creezi condiții de nivel foarte mare, calitate multă. În ce privește infrastructura, în ce privește cu ce te îmbraci, ce marcă ai pe tine, ce parteneri ai, cât de pretențios ești, cât de multă calitate ai, cât îți dorești. Noi cum am avut asta de a deveni cel mai bun, pentru că nu cred că ați uitat, am fost școlit când am plecat afară de cluburile cele mai mari din lume, și la Madrid și la Barcelona, în care v-am zis că mi-au schimbat modul de a vedea lucrurile, adică în sensul că orice e posibil, dacă ești pregătit de luptă și de muncă. Să te duci să muncești, să te lupți, pentru că orice e posibil, nimeni să nu zică încă o dată că în România nu are copii, sau nu avem talent, sau nu putem să ajungem cei mai buni. Să nu zică nimeni. Cel puțin, nu știu ce credeți voi, dar eu încă am speranță, așa cum am avut-o până acum și de când am început, și ați văzut în vară că se poate iar. În această vară, încă o dată, tot ce am zis s-a împlinit. Așa că sper că tot ce gândesc eu de acum încolo, cum văd eu sau ce am zis, să se împlinească. Așa că e loc de mai bine. Și printre ele v-am zis că noi ne-am jucat finală de campionat mondial european ca să lăsăm loc de bună ziua sau de energie celorlalți jucători. Pentru ei trebuie să existe o motivație. Cu lucrul acesta trebuie să muncească în România, ca generația noastră să fie depășită. Eu cred că nu există alt obiectiv mai important sau foarte important sau mare. Numai gândul ăsta, cei care muncesc, care sunt, trebuie să gândească numai așa. Că se poate. Dar după aceea trebuie să știi să o muncești, să știi să o faci la nivelul cel mai mare. Ați fost la nivel mondial la toate cluburile importante, singur jucător român, Real Madrid, Barcelona. Ce academie v-a inspirat cel mai mult? Poate Ajax, La Masia, Madrid? Sau pe ce model mergeți în tot ceea ce construiți? Pentru că sunt standarde... Când ești mic, înveți. Când ești mic, trebuie să fii deschis să înveți foarte mult. La vârsta care o am eu, cred că trebuie să vorbesc de ce am făcut eu. Când am fost mic, am zis că am învățat la toate, le știți tot și nu ascund că m-am născut cu Ajax-ul în 1970, care a arătat că se poate o țară atât de mică, mică în sensul ca teritoriu, a produs enorm jucători și pentru mine a fost un exemplu, de acolo am plecat, că se poate. Îmi plăcea Olanda pentru că era portocala mecanică și făcea un joc perfect, pentru că a bătut Brazilia și jucau atât de bine și aveau o echipă atât de frumoasă, construită, că totul se construiește, iar pe acești piloni mi-am creat viziunea mea că se poate și după aceea, bineînțeles, cum am spus înainte, am ajuns la cele două cluburi foarte mari, care ele mi-au arătat încă o dată sau mi-au întărit convingerea că poți să faci în viață să devii cel mai bun. Ați stat 2 ani de mare Johan Cruyff, m-a inspirat și
schimbat filozofia, v-a influențat filozofia și v-a ajutat? Toți antrenorii care i-am avut acolo, mai ales când l-ai pe Cruyff sau pe Lucescu sau Iordănescu sau Neiemi sau toți, uitați-vă acolo ce am acolo, ce... sunt profesorii care mi-au avut grijă de mine. Eu am avut și o am în continuare și v-am spus-o, sunt un tip de om care totdeauna sunt deschis să învăț, nebunit să progresez în fiecare zi, îmi doresc lucrul ăsta, nu le știu pe toate, dar îmi place un singur lucru, să învăț, să devin mai bun, pentru că cel mai bun totdeauna, performanța totdeauna, cred că e un exemplu pentru ceilalți. Ce obiectiv vă mai puteți fixa după tot ce ați realizat? Păi v-am spus-o de monologele mele după meciuri, acționar la Faro. Să vin acționare la Faro, da. Mister, ați spus mereu că visul cel mare ăsta a fost să faceți o academie. Pentru că Faro, să o completez, pentru că Faro trebuie să devină un club, e un club complet în momentul de față și trebuie să devină un club european, așa cum a zis și Gică. Și Academia și Faro trebuie să, în viitor, să facă tot ce e posibil ca să facem tot ce e posibil ca el să ajungă să devină un club european.